Am o întrebare pentru tine. Ești 100% sigur că ți-ai închis ușa de la intrare? E 100% sigur că nu-i cineva acolo, gen care se uită pe vizor? E 100% sigur că nu-i vreun clown care vrea să te omoare? Pau! Știi ce zic întotdeauna? Ei bine, fraților, astăzi avem un videoclip foarte special. Pentru că avem un videoclip horror, totodată, care se numește A Clown Comes Knocking. Knocking, da? Deci că vine un clown și v-ați prins, hopa! Poate nu i-am bătut acum, poate a bătut cineva la voi la ușă și vine să vă omoare, în fine, Doamne ferește. Ei bine, băi și fete, acesta este un film horror despre un clown care vine la doamna asta acasă și încearcă să o omoare, cam asta e ideea. Hai să vedem care-i treaba, pentru că mie mi se pare foarte creepy, știu că foarte multor oameni le este frică de clown, hai să vedem. Ah, ok, deci fata asta suna pe cineva și a întrebat dacă vor să vadă un film mâine. Pe băiatul ăsta. Ce vrei să te uiți? La ce vrei să te uiți? Either see the one about the robot that learns to love or that new scary one. Ok, deci e ceva cu robot sau cu cum îi zice, ceva cu robot cu dragoste sau ceva horror? Ce că nu vreau să mă uit la filme horror. Hopa, frățioară, ăsta e speriata. De ce? Scary movies. Îți plac filmele horror. Ce că nu mai știu ultimul pe care l-am văzut. A zis că a fost oribil, adică a fost prea horror sau n-a fost deloc horror? Well, I heard this one is really good. Vampires? They're the same movie. Why would they put them in the same movie? Un film cu vampiri și cu zombie. N-are niciun sens, bro. Vampiri și zombie de același film. I don't know. It's some kind of undead cinematic universe. Oh, man. Another one? Hopa, a sunat cineva la ușă. E clovnul. Hang on. Doorbell. Ia vedeți. Bă, cum arată ăsta să moară, frații mei? Bă, deci nu știu, eu m-aș speria instant, adică sora mea văd că nu se sperie, că se gândește că e ceva inocent, dar nu știu. I'm gonna have to call you back. O să te sun imediat. It's a clown. E un clown la ușă. Holding a balloon. Are un balon. N-are niciun sens. I already gave to the International Clowning Association. A zis că ceva de asociație internațională de clown. Există așa ceva? Ce te uiți așa, mamă, ce ciudat se uită asta. Is there some kind of broken down clown car? Ah, clownii nu vorbesc, trebuie să-ți dai seama ce zice. Ok, is this some kind of clown themed strippergram? Because if it is, I don't want it. Zice că nu vreau nimic, nu vreau nimic, lasă-mă în pace. Bă, dar asta e cam ciudat. Sora mea, eu zic să închizi ușa și să te bagi înapoi în... Pătuțul tău să stai acolo. Ok. O spânzură? E un joc? Da. Well, ai câștigat. Thank you so much for stopping by. Mulțumesc că ai trecut pe aici. Have a good night. Okay, take care. Bye-bye. Să ai o șansă, să ai o seară frumoasă, papa. Sora mea, de ce nu închizi ușa? Închide ușa, te rog. N-a închis ușa. N-a închis ușa, băi și fete. Dacă n-a închis ușa, mă, de ce n-a închis ușa? Oamenii mei, n-a închis ușa cu cheia. Cea mai mare greșeală. Ăla a intrat în casa ei. A, ba nu, n-a intrat. Bă, dar uitați-vă la el, bă, nu se lasă, ciudatul. Pleacă-mă de aici. Își pune și niște muzică. Face curat? De ce a pus muzică? Bă, oricum ăștia în America, fraților, sunt ciudați rutul, adică vă știți, fraților, că ăștia în America gen au casele fără gard, fără nimic, adică poți să intri la omul, că e ciudat, ziceți, ciudați toți. Nu vă duceți în America niciodată, v-am spus, eu v-am mai spus de 1 milion de ori. S-a auzit ceva, ești moartă, sora mea. Gata, asta s-a auzit. Te pup, papa. Pa, 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 pa. Te pup. Oh, nu mai merge... Nu mai merge disco, holy shit.
S-a stricat ăla. Dar nu-mi dau seama, vezi-o cum uită să închidă ușa. Adică, bă, eu am asta cu închis ușii din reflex, man. Oh, shit. Sora mea sună la poliție. Dacă nu sună la poliție, acum ați merit soarta. Ia uite-l. Oh my god! E ușa! Bă! Oh! Oh! Oh my god, man! Bă, ce a mers mintea lui ăla. Bă, da, îmi place de sorbă. Deci, bun, a avut intenția bună să nu se ducă ca o fraieră sus, da? Și să iasă pe cealaltă parte. Pentru că asta nu înțeleg eu, fraților, la oamenii care joacă genul ăsta de filme horror, știi, și peste care intre cineva în casă, de ce nu fugi din casă? Dă-o naiba de casă, să fure tot, să-i dea foc! Tu trebuie să supraviețuiești. Ești prost? N-ai o logică. Sora mea! Dă-i tare, nu știu ce faci. Încearcă să fugi pe acolo, dacă poți. Singura șansă ar fi să sară pe geam, nu? Sară pe geam, sora mea. Singura șansă. Închide ușa. Bravo! Ce să-i facă? Bravo! Sună la poliție. Bă, ce face, mă, ciudatul ăsta? Poftim? Bă, ce face asta, fraților? A, pune muzică nouă! A luat vinilurile să pună muzică nouă. Bă, ce-i neregulă cu omul ăsta? E ceva neregulă, asta e clar. Sora noastră e foarte speriată, dar nu înțeleg de ce. Glumea, mă înțeleg, da, na. Asta face pe autistul. Nu-l oprește nimeni până la urmă. Te-ai dus. A sunat la 112, un clon în casa mea și încearcă să mă omoare. A clown and he's in my house and he's trying to kill me. Ma'am, this is 911. We don't tolerate. Nu îmi spune, frate, că e de la 112, nu bagă în seamă, bro. Cum să nu bagi în seamă dacă zici că e un clown în casa ta? That's not a prank. There's a clown in my house and he's playing old timey music and if you don't fence up, I'm gonna be dead tomorrow. I'm gonna be dead. I'm hanging up now, ma'am. Please do not call back. No, 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 no. Ăla de la 911, ce naiba, frate? N-are niciun sens. Nici măcar nu ziceam că e clovn. Ziceam că e cineva în casa mea. S-a oprit muzica. Na, 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 na. O să vină momentul. Vine o zi. Ce faci, sora mea? Ce încerci să faci? Bă,
Bă, dar ce-i de regulă cu ciudatul ăsta, dar n-am văzut face care să aibă vreun cuțit, vreun pistol, gen, cum plănuiește să o moare? Așa planul e cam prost. Bravo! Spune că n-a închis ușa. Da, my god, iară, bă, ce ciudat, bro. Ce psihopat, man. A închis toate astea. Și fiți atenți, acum ea se duce să ia cuțitul, ca să dea asta, dar de fapt el deja a luat cuțitul. Fiți atenți, ascultați ce la mine. Caută un cuțit. De fapt nici nu caută un cuțit. Bă, dar uitați-vă la, bă, omul ăsta, bă, e ciudat, man. Te gândești că e dita mai adultul care umblă deghizat în clovn. Ciudatule. Un om destul de ciudat, dacă asta se mă trebuie să spun ea. Un băiat foarte ciudat. Sora mea, te-ai dus. Asta-i fost, să zic. Bă, da! Fugi! Au! O să o lege? Spune-te rog că nu o să spânzure. Nu o să spânzure, nu? Ba, da. A, ba, nu! Ah. Nu! A spart balonul și pleacă, fiți atenți! Că e un psihopat, de fapt. Pleacă acum. Acum doar o să plece, fiți atenți. Ascultați aici, băi și fete, dar am dreptate. Ta-da! Și acum pleacă, fiți atenți. Eram sigur. Oh my god, băi și fete. Scrieți la comentarii dacă v-ați închis ușa. Da? Cred că ăsta e cel mai bun lucru pe care puteți să scrieți la comentarii.